Dragii mei, bine v-am regăsit în această după-amiază la Actualitatea Hunedoreană. Astăzi ne vom ocupa de problemele asociațiilor. Lângă mine, invitații acestei emisiuni, sunt doi seniori care au văzut multe și au trăit multe, dar au și pătimit la fel de multe. E vorba de domnul inginer Miclăuș Petru, vicepreședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari și Locatari DEVA. Bine ați venit, domnule. Mulțumesc. Inginer. Și al doilea inginer, că aici se poartă aceste titluri, domnul Căzănaru Leonida, secretar al OAPL, adică exact această uniune de asociații. Dragii mei invitați, vă rog să-mi spuneți care sunt problemele cu care v-ați bătut de când nu ne-am mai văzut noi, pentru că erau foarte multe semne de întrebare atunci și eram curios câte se vor rezolva după ce am discutat despre aceste probleme. Din păcate, trebuie să vă spunem că tot ce am discutat atunci au fost doar propunerile noastre, scrise și depuse în formă scrisă la forurile și autoritățile împuternicite să se ocupe de această problemă și care, dacă nu să n-ați făcut ceva, decât că ați spus în spațiu virtual public, ei n-au făcut nimic. Un exemplu banal, ca să vedeți câtă nedreptate ni se face nouă asociațiilor și respectiv cetățenilor, că la urma urmei țara asta e compusă din oameni, nu din statui. În legea veche privind distribuția apei și a canalizării, se spunea limpede că dacă domnul Oprea își face contorizare individuală, cu contor plătit de dânsul, cu manoperă pentru montaj plătită tot de dânsul, furnizorul de apă este obligat, conform legii, să-i restituie cheltuielile. Niciun leu n-a fost plătit nimănui. Eu am proiectat 13 scări, foarte multe contoare individuale, niciun leu nu s-a plătit nimănui. Am revenit de atâtea ori. Consiliul Județean, într-adevăr, a avut o etapă cu epopeea Molos și așa mai departe, în care nu s-a făcut absolut nimic. În martie anul acesta, APA Pro Deva ne comunică faptul că are un program de dezvoltare și eficientizare activității lui, pornind de la reducerea costurilor. Și-au hotărât ei că să dea afară cititorii de contoare, niște oameni plătiți la aproape de salariul minim pe economie, și sarcina citirii, respectiv a plății celui care citește, s-o preia proprietarii. Menționez că prețul de cost la apă s-a mărit foarte mult în ultimii 2 ani și continuă să crească. Și noi am sperat că, eficiindu-și activitatea, poate că mai scade prețul. Nici poveste de să scade. Ba dimpotrivă, cerându-ne nouă să plătim noi manopera pentru citirea contoarelor, era o treabă imorală din punctul nostru de vedere. Adică tu, firmă de stat, că totuși e controlul statului, dai afară muncitorii plătiți cu salarii de mizerie și ne cer ca noi, proprietarii, să plătim operația de citire. Domnule Miclăuș Petru, de câte persoane era vorba? Câți cititori de contoare au fost trimiși acasă? Nu știm numărul, pentru că e problemă internă, nu sunt mulți. Nu sunt mulți, dar problema este alta. Oricum ăștia erau puțini și plătiți la salarii mizere. Dar de la PAPROD, cu care am avut și eu discuții și emisiuni, la un moment dat au spus că sunt într-o situație financiară mai delicată. Și dumneavoastră spuneți că ei au ridicat prețul. Da. Unde este adevărul? Păi tocmai că asta speram noi. Nu se vede nicio scădere de preț, dimpotrivă, ele vor crește în continuare. Vezi, Doamne, motivând că au avut un program european de reabilitare a infrastructurii, o credem și noi, o credem asta, și că partea română trebuie să contribuie cu ceva. Și atunci partea română înseamnă să cer de la proprietari. Scurt. Deci efortul ducem noi. Cum spunea Iobagul lui Cuza Vodă, că tot noi ducem, tot opinca duce mai departe sarcină. E, problema se pune în felul următor. Am cerut și Consiliului Județean și Primăriei Deva
fac o paranteză, infrastructura orașului din probleme de canalizare și de rețele publice este a primăriei. Este concesionată operatorului numit Apa Prod, care să o exploateze. Înțelegeți? Primăria spune, eu n-am nicio putere asupra lui. Atunci cine comandă în acest județ? Pentru că am făcut demersuri la ANRSC-ul, care este partea guvernamentală care răspunde de reglementarea serviciilor comunale, inclusiv apă, inclusiv gaze, toate. E, și ei tac. Ba dimpotrivă, s-a modificat în iulie anul acesta legea 241 și spre surprinderea noastră, toate cererile noastre bine fundamentate și bine justificate n-au fost aprobate și parcă în desconsiderare totală față de proprietari și de consumatori, care sunt și alegători la urma urmei, au hotărât ca toate dandanalele, toate cheltuielile să fie impuse în spatele proprietarului. Când spuneți ei au hotărât, ei au făcut, la cine vă referiți? Guvernul, ANRSC-ul și cei care hotărăsc în țara asta, că nu noi doi și nici noi să nu hotărâți. Domnul vicepreședinte, ați făcut vreo sesizare, un act către aceste autorități? Vreau să spun în completarea colegului, furnizarea apei reci a fost o problemă foarte, foarte de mult, care a provocat foarte multe nemulțumiri atât a acestor proprietari din cadrul asociațiilor de proprietari. În ce sens? Prima fază a fost, probabil că și dumneavoastră locuiți tot la bloc, a fost montarea celor apometre în apartament. Toată lumea a zis că este ceva frumos și bine, dar a apărut nemulțumirea că aceste aparate montate au fost tot din interes, aparate foarte, din clasă de precizie foarte rea. Și atunci, furnizorul... Acest gest a îmbogățit vreo firmă, ceva? Da. Deci a fost un gest cu dedicație? Absolut. Un interes. Absolut. Și am vreți dovezi pentru această afirmație. Dacă aveți mijloace de investigare, luați cazul firmei Zener, care este cea mai bună firmă din lume. N-a avut acces în DEVA. N-a avut acces. De ce? Pentru că n-a venit cu ce trebuie. Înțelegeți noastră. Bun. Am pus ghilimelele. Să continuăm problema. Nemulțumirea unde au apărut? Furnizorul, având încheiat contract cu contorul de branșament între asociația de proprietari și furnizor, cetățeanul plătea după aceste contoare montate în apartament, dar nu plătea cantitatea exact înregistrată de aceste apometre, ci li se mai punea încă o diferență în plus față de contorul de branșament. Aici au apărut nemulțumirile și au persistat în continuare până când mulți cetățeni și majoritatea sunt în Hunedoara, care a zis, hai să eliminăm mai multe nemulțumiri. Ori încerca să se individualizeze consumul de apă exact ca și la gazele naturale. Adică s-a făcut acea conductă pe casa scării comună și derivat de la fiecare apartament cu contor în intrarea în apartament și după acela să ia consumul. Au fost păcăliți de către furnizor Apa Prod. Montând aceste contoare, dânsi a crezut că scapă de acea diferență care o plăteau înainte după acele contoare montate în apartament și nu a fost așa. Pentru că legea veche 241 reglementa în favoarea furnizorului că și aici furnizorul nu a demontat contorul de branșament și suma contoarelor care erau pe casa scării nu bătea cu consumul și iară era o diferență centrum. Care furnizorul o încasa la proprietari. Nemulțumirea a persistat. Noi ca Uniune și noi locuim tot la bloc. Ne-am implicat foarte mult în treaba asta și am solicitat primului ministru în scris să se modifice legea 241 și această contorizare pentru apă rece să se facă identic ca și la gaze naturale
ca să nu trăim în două Românii diferite. S-a pus în dezbatere această lege la parlamentari, în Parlament. Noi am făcut la parlamentarii noștri, la reprezentanții noștri în Parlament, această obiecțiune, că atunci când ajunge la dânsi pentru votare, să voteze exact cu observațiile și cu propunerile noastre. La cine anume ați făcut? Am făcut la toți parlamentarii din județ, în special la Camera Deputaților, la deputați, pentru că Camera Deputaților era cameră decizională. Am făcut la domnul Nistor, care este liderul partidului PSDR-ului, am făcut la domnul Țâmpău, care este așa, la domnul Țâmpău, care e liderul la liberali, și toate aceste propuneri să se ia în considerare. Nu s-a luat în considerare absolut nimica, s-a ignorat în totalitate propunerile noastre și s-a luat în considerare propunerile guvernului. Ei, luându-se în considerare în totalitate propunerile guvernului, fiind în totalitate în favoarea furnizorilor și în detrimentul consumatorului. De ce credeți că este această atitudine foarte partinică? Este pentru că reprezentanții noștri acolo în Parlament au votat pentru interese și nu pentru noi cetățeni. Deci, după, tot interese. Dumneavoastră nu v-au reprezentat interesele dumneavoastră, deloc, ci alte interese. Deloc, deloc. Deloc. Vedeți dumneavoastră, votând această lege, a apărut legea nouă, modificată 241, care este contra și în defavoarea consumatorului. Noi acum, nemulțumiți, revoltător de nemulțumit, am făcut din nou către guvern să se reia în discuție această lege și să se modifice cum ar trebui pentru cetățean, nu pentru interese. Am făcut spre știință parlamentarilor, camerelor celor două parlamente, am făcut spre știință președintelui României, am făcut o adresă referitor la acel articol 31 care reglementează această individualizare și la Curtea Constituțională pentru a-i ruga să analizeze acest articol din punct de vedere a constituționalității. Pentru că noi considerăm că acest articol îngrădește libertatea cetățeanului de a se putea de a-și putea individualiza acest consum de apă. Apa care este utilitatea principală și vitală pentru cetățean. Vedeți dumneavoastră? Și cea mai costisitoare. De ce celelalte utilități, cum este energia electrică, gazele naturale, care acum este în proces de individualizare și se finalizează, aceștia au făcut sub o altă formă și destul de corectă, pentru că este monopol de străin și nu este monopol de stat. Vedeți dumneavoastră, dacă luăm și analizăm această utilitate vitală apa, da, în timpul, înainte de 89, metru cub de apă era aproximativ 40-70 de bani. Acum este în jur de 5-6 lei și poate și mai mult. Vedeți dumneavoastră? Într-adevăr, s-au schimbat foarte multe lucruri. Nu mai s-au dat condiții economice. Păi, da, dar facem o comparație. Spre exemplu, energia electrică. Acum 30 sau 40 de ani era kilowattul 50 de bani. Acum este aproximativ 60 de bani. Cu cât a crescut față de apă? Spuneți-mi și mie, dumneavoastră, ca și consumator. Vedeți? Ei, nemulțumirile acestea, dacă acești reprezentanți ai noștri, care sunt în București, în Parlament, o să voteze în continuare pentru interese, aceste nemulțumiri nu o să dispară niciodată. Credeți că la un moment dat acești reprezentanți ai poporului
vor fi mai atenți când vor vedea că se apropie alegerile? Teoretic da, dar practic nu. Ca să vezi un argument foarte. Spre exemplu, când noi eram în dezbatere, o vară întreagă, după ce am vorbit cu dumneavoastră, noi eram în plin aflux de reclamații la toți, în special la Consiliul Județean. Necazul nostru a fost că domnul Moros a trecut printr-un episod, nu-l comentăm, și în consecință a rămas totul într-o pulbere, care nu ne ajuta cu nimic. Din potrivă, ANRSC-ul, ca reprezentant al guvernului, a jucat cu arbitru de la guvern. Și în consecință ne-am trezit singuri în furtună. Am cerut, după scrisoarea făcută personal de domnul Miclăuș, primului ministru cu dedicație, reproșindu-i că trăim în două românii, cum a spus dumnealui, avem un răspuns. A trasat sarcina ANRSC-ului să rezolve problema. A rezolvat-o exact invers, adică favorizindu-i pe furnizori și desconsiderând totalul. Și practic vocea dumneavoastră n-a fost auzită. O clipă. Dânsul a cerut atunci, domnule, să reglementăm ca și la gaz. Adică este, contorul este în afara apartamentului. Da. Deci nu e în interiorul apartamentului ca eu, Oprea sau căzănarul să spun cât vreau eu consumul. Nu. Îl citește oricine de pe scară sau chiar administratorul sau chiar delegatul furnizorului care în contractul propus de noi, el avea dreptul de control la orice oră din zi și din noapte, indiferent unde e contorul. Că putea fi și afară din incintă sau putea să fie în condominiu pe casa scării sau undeva la subsol. S-a propus de către referatul făcut de primul ministru, cred că nu el a făcut atunci ponta, să se monteze contoare cu transmitere prin radio a indexului. Atenție! Contorul aflat acum în apartamentul oricărui proprietar de la blocuri cu distribuția pe verticală, o conductă pe colț din care fiecare apartament și-a legat la bucătărie sau baie un contor, care poate fi citit de o nană cu 4 sau 20 de clase și ea citește cum vede ea și raportează cum crede ea. Administratorul poate la 3 luni să meargă să verifice, dar nu se duce nici atâta. E, în locul acelor contoare ieftine de 50 de lei, să se monteze un contor cu transmitere prin radio, care are în plus un echipament de radio, emise și recepție. Nu știu cât costă, că n-am primit încă o ofertă de preț, dar oricum este mai scump decât cel simplu. Evident că e mai scump. Și legiuitorul a hotărât, fără doar și poate, în legea 9.241, de care pomeneau, a apărut în iulie anul acesta, că este obligatorie montarea acestor contoare și doar, atenție, doar cu cheltuiala proprietarului. Culmea ironiei, că după ce l-ai cumpărat și l-ai montat tot cu banii tăi, trebuie să-l predai fictiv la furnizor, că el va răspunde de citirea și supravegherea lui. Ceea ce presupune, cum ziceam noi, să-l scoată afară din apartament, la ușă, unde nu intri, că dacă Oprea nu e acasă, îi poți să citești fără prezența lui. Le-au lăsat acolo pentru că le e groază la oameni și la guvern și la furnizori să finanțeze mutarea din interior în afară. Dar atenție, că dacă voi monta în bucătărie, în baie și dacă am și a doua baie de serviciu, dacă am și un garaj, sunt 4 contoare, să zicem numai 10.000, 1.000 de lei. Deci la ora actuală cel de apartament costă în jur de 50 de lei, cel care l-am propus noi costa 150 de lei, de 3 ori mai mult și l-a părut foarte mult, ăsta va costa 1.000 de lei. Deci de peste 6 ori. 10 milioane vechi. Da, 10 milioane vechi. Foarte mult. Și foarte atunci mult ce voi face cu un amărât de pensionar care nu are decât 4 milioane? Exact. El nu va putea să-și cumpere nu unul care îl ceream noi afară în apartament. Va trebui să-și pună 2 cel puțin sau 3 cel puțin sau 4. Și atunci efortul financiar este deosebit de mare. Introducând în lege definiția contor cu citire de la distanță, a devenit lege. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră cu sinceritate să-mi spuneți, dumneavoastră sunteți furnizorul de contoare? N-ar fi rău. Da, sigur că v-ar convine. Din punctul acesta de vedere. Exact. Vedeți, așa. Dar la un moment dat așa este o spunerea consumatorului. Categoric. Categoric. Și în mod evident îi bagi bani în buzunar. La un furnizor, de așa ceva. La un furnizor protejat. Lucru care
Sigur că da. Trebuie să ne dea de gândit. Dintr-o dată un furnizor are exact aparatul care se exact, cere. Precizat. Are și prețul care este enorm. Sigur, sigur. Și la un moment dat trebuie să, vrei, nu vrei, trebuie să te alimiezi. Dacă nu stai apa, ceea ce este, iarăși, un abuz, un abuz grosolan. Și nu știu dacă este legal, pentru că e o lege care am înțeles că spune că apa este un drept al omului. Este, categoric, așa da. Este. Dar vedeți, domnul senator Vochițoiu, pe care n-am motive să-l suspectez de ceva rea credință, a propus o temă foarte interesantă, care a și trecut de Senat. Nu știu la Camera Deputaților dacă s-a votat. Și în legea 241 reglementează spune că nu mai e voie de a întrerupe consumatorul pentru această utilitate. Nu, nu. Un consumator roplatic nu mai poate fi debrașat, atâta vreme că el stă pe o scară în care sunt cel puțin 6 sau 9 sau 20 de proprietari. Și că justiția să preia problema neplății și a rezolvării acestei probleme. Ori, fără niciun fel de aluzie la adresa justiției noastre, se mișcă încet, va dura poate 2-3 ani până se rezolvă problema, timp în care toate problemele legate de răul platnic vor fi soluționate în timp și toate vor fi suportate de proprietarii buni platnici. Inclusiv dacă, spre exemplu, asociația are nevoie de un jurist, de un avocat să-i reprezinte în justiție, tot cei buni platnici trebuie să contribuie cu plată. Și atunci care e soluția? Soluția propusă de noi era simplă. Contorizare individuală cu contorul în afara apartamentului și dacă Oprea nu plătește 3 luni, am dreptul prin lege să mă duc să-i demontez contorul. Și a doua zi se duce domnul Oprea: domnule director, eu îmi fac nevoile fiziologice în casă și am nevoie de apă. Pum! Ți-l pun înapoi, plătește. Împrumut de la bancă, plătești și gata. Era simplu de tot. Nu deranjezi 6, e mult, dar 9 sau 15 sau 20. Aș vrea să vă întreb, domnilor invitați, dacă ați primit un răspuns, măcar așa prin colateral. Domnule, nu mai faceți valuri. Degeaba vă zbateți. Sau uite, veniți să discutăm. Măcar un semn că feedback, un semn că s-a auzit. Nu. Vă arăt un teanc de cutii trimise numai în anul acesta. Le-am pestit toate. În fața dumneavoastră există niște documente. Despre ce e vorba? Tocmai că în disperare de cauză a apărut ultimul fenomen din partea Apa Prodului. Vă spuneam că ne-au notificat încă din martie că vor trece la metoda de raportare telefonică a consumului de apă în toate situațiile. Da. Au constituit infrastructura constând într-o stație de telefonie fixă, sau mă rog, de care o fi, în care noi, un număr de telefon cu apel gratuit, sper să rămână gratuit, că doar e firmă de stat degeaba, și noi să raportăm acolo indexul curent. Pentru mine, căzănarul care am contorul meu în casa scării, poate să-l vadă oricine, îl citeau până acum cei de la Paprod, eu doar plăteam factura. Acum voi va trebui să citesc eu și să dau la telefon indicând codul contorului meu. Și problema este simplă. Asta n-ar fi nimica, pentru că la mine în asociație, din 170 apartamente, peste jumătate sunt deja în acest sistem. Contoare individuale și contracte individuale cu furnizor. Problema e rezolvată. Mai sunt însă scări la care oamenii n-au vrut să marșeze la această acțiune, să-și facă până un contor individual și au rămas pe contorul comun cu distribuția pe verticală, care este total dezavantajoasă. Aceste contoare sunt alimentate de la contorul din stradă, contorul de branșament, din căminul de branșament stradal, pe care le citeau cititorii Apa Prodului. Da. De la 1 noiembrie, acești cititori sunt trecuți în șomaj și va trebui să citim noi. Și plata cititorului trebuie să o facem noi. Încă din martie am luat legătura cu toți responsabili de scară să preia această sarcină. O să găsiți un text, dacă vă dau să-l citiți, răspunsul a fost ferm. Vreau să-mi dați un pic documentul ca să spun telespectatorilor către cine s-a trimis această hârtie, dragii mei prieteni, telespectatori. Acest document este trimis către ANRSC, DEVA, Agenția Teritorială DEVA, către Consiliul Județean Hunedoara,
către primăria municipiului Deva și către prefectura județului Hunedoara și toate aceste trimiteri sunt verificabile pe acest document, deoarece este ștampil. Da, continuăm. Așa. Și toți responsabili de scară, vorba aceea, bărbați, femei plăpânde care nu pot ridica acel capac din stradă, n-are lanterna aia cu focalizare care se citească. Și pentru o să intri, pentru că trebuie nu, să... Nu se intră. Este la 0,8 metri adâncime ca să nu înghețe, înțelegeți? Și ei au spule cu un braț lung, șterge capacul contorului de mizerie. Pe aceea trebuie să te uiți cu binocul. Și are o lupă care mărește indexul și se poate citi. Eu am încercat să citesc un contor de tipul ăsta și, sincer să fiu, mi-a fost greu. Până la urmă l-am citit, dar mi-a fost greu. Bine, prima oară trebuie învățat cum este structura indexului. Că este cu litere negre, cu cifre negre care se reprezintă metri cubi, urmând 30 male, sute, zeci și litri. Cel mai greu mi-a fost să ridic acea lespede. Da, categoric. Categoric. Grea pușii din beton. Administratorul asociației mele este o femeie plăpândă, nu are 60 de kilograme, poate numai 50, și zic, eu nu o să pot ridica acel capac. Și nici nu vreau. În concluzie, toți administratorii trebuie să fie fost sportivi, alte rog. Sigur că da. Asta ar fi foarte bun. Așa. Și au spus, dom'le, nu vreau să ridic eu, să fac o muncă pe care o făcea un cititor de contoare plătit la salariul minim pe economie, pe care apaprodul dă afară și trebuie să fiu eu cititorul, dar cu banii proprietarilor, vecinilor mei. Și am spus, nu este moral să mă plătească apaprodul. Mă plătește pentru o zi de lucru. Ce e aia? Care este efortul? Ca cei cititori când citeau un cartier întreg. Mă miră faptul că apaprodul nu a dat niciun semn de viață. Nu. Niciodată n-a ați încercat să mergeți în audiență la... Cum să nu? Păi dar le-am dus hârtia care este în anexa, ci asta e din martie, vedeți? 24 martie 2015. La prima notificare care a apărut, că va trebui să preluăm noi, dar am zis, nu! Și am spus clar, nu vom citi noi. Trebuie să, așa. Și să revin acum ca să vedeți, să vedem ce am propus noi, că noi ne-am revoltat, nu citim noi. Bun, dar care e soluția? Nu citim noi contoarele din stradă, să fie clară treaba. Spre exemplu, la scara mea, am mutat din stradă, l-am mutat în condominiu, pentru că din nou apartamente, patru n-au avut bani să-și facă instalația. Și pentru aia patru l-am mutat înăuntru cu avizul apaprodului, cu proiect aprobat de apaprod. Problema este că prin legea nouă de care am vorbit adineauri, s-a hotărât să se monteze contoare cu citire prin radio. Și noi le-am recomandat în acest text, prima măsură importantă, ei să înceapă. Am cerut o decalare de 6 luni a aplicării măsurilor propuse de apaprod, timp în care să-și monteze contoare cu citire prin radio, pe efortul lor, nu pe efortul nostru, și să le citească tot ei, vine cu mașina, blocul cu tare, aparatul se pune pe ăla și citește acel contor. Se pune cu mașina deasupra canalului. Domnule Căzănaru, aș vrea să mă întreb dacă în celelalte orașe ale județului sunt aceleași... Boala este generală. Este generală pe toată țara. Deci și Berea, și Călan, și Deva, și Năvăstie, mai ales în județul Hunedoara, e același lucru, este același lucru. Încă n-au dat asociațiile, n-au dat semnale. N-au dat semnale. Vreau să sunteți primii. Da. Am înțeles. Da. Și aceste contoare, care sunt foarte deștepte și foarte scumpe, din ce dată trebuie montate? Păi oricum, legea a intrat în vigoare. Când s-a dat legea, domnule? În iulie 2015. Iulie 2015. Da. Și trebuie să intre în vigoare până în data de? Ai reținut cumva... Cu data publicării în monitor... Referitor la aceste contoare, da, cu citire la distanță, pentru că domnul director adjunct al apaprod, care a fost Potecă, invitatul nostru, Potecă, dar domnul Potecă, nu mi-a spus nimic de acest lucru, mi-a spus de autocitire. Autocitirea era o variantă pentru dânsii, pentru a raționaliza treaba. Dar referitor la aceste contoare cu citire la distanță, legea 241 republicată spune că acele contoare care sunt în apartament acum, dacă se schimbă
cu aceste contoare cu citire la distanță, da, acei proprietari poate să încheie direct contract cu furnizorul. Și atunci, cei care o să fac, dar condiția este ca toți dintr-un bloc să monteze aceste contoare. Și atunci, acei consumatori în varianta aceasta care au contoarele în apartament, trec ca și consumatori la furnizor. Asta a fost condiția. Dar toți consumatorii greu dintr-un bloc trebuie să fie în același timp branșați. Exact. Legea așa spune, într-un singur imobil să fie un singur sistem. Ceea ce ar fi foarte greu. Cât timp? Pentru că dacă e un bloc cu 100 de apartamente... N-a apărut un document care spune te intre în vigoare de la data de... Această lege. Foarte vedeți ambigu dumneavoastră. Și partea asta de individualizare, da, făcută pe casa scării care s-a făcut anterior, acum nu se mai poate face numai în condiția dacă toți proprietarii sunt de acord. Adică o condiție impusă care e foarte greu de realizat. Am înțeles. Bun, ce spun locatarii? N-am, în afară de dumneavoastră, n-am văzut nicio manifestare. Bun, sunteți din Deva, aici e prefectura. Să iasă oamenii să meargă până acolo. Văd că la noi, la români, dacă nu ești în stradă, să nu faci mascara... Dacă citiți pagina a doua din apel, citiți ultima frază din apel. Citiți ultima frază din apel sau o citesc eu. Poftim. UAPL Deva consideră oportună convocarea de urgență a unei consfătuiri cu reprezentanții autorităților și cu reprezentanții asociații de proprietari, președinți sau administratori, inclusiv reprezentanții UAPL Deva, adică noi. Deci, este prima măsură asta, să ne întâlnim cu oamenii, să spună punctul de vedere. Deși legea e lege, a devenit lege. Prefectura n-a dat niciun semn de viață, nu, niciun știți răspuns. Ce a spus acum două ore? În ce dată ați trimis acest Astăzi l-am depus peste tot. A, păi în cazul ăsta trebuie să așteptăm 30 de zile. 30 de zile, sigur că. Dar știți ce a spus doamna de la registratură? Nu e problema prefecturii. Apa Prodului este sub ordinea Consiliului Județean. Doamnă, și ei sunt pe listă. Dar prefectura are rolul ei, că reprezintă guvernul în țara asta. Deci, și noi am depus, îi trimis astăzi și de aia nu sunt reacțiile normal, sigur, autorităților. Da. Dar deja anumiți administratori deja ne-au sunat, domnule, ce facem? Da. Ce facem? Și eu eram lucrat să fac acest document. Vedeți oamenii ieșind în stradă pentru acest lucru? Pentru că la un moment dat, dacă nu faci, ce se întâmplă? Știți ce, domnul Oprea? Dacă nu ții. Domnul Oprea, știți care e constatarea noastră tristă? La ora actuală, vârsta medie este peste 45-60 de ani. Și în consecință este o stare de lehamite, da, de neajutorare, de neputință și se lasă pe gubaș. Nu vine nici la o adunare generală în probleme care privesc numai blocul ăla sau numai scara aia. De ce această reacție a locatarilor? Adică nu este de interes, e vorba de viața lor, este de banii lor, de este constatarea tristă a inutilității oricăror eforturi făcute de noi și făcute de ei. Deci atunci cu nu se rezolvă nimic. Că dumneavoastră trebuie să reprezentați, să le apărați interesele. Eu te apăr, fratele meu, da, vecin, sigur, dar trebuie să mă ajut și sigur, tu, nu? Sigur, ca ceva. Numai dacă apar un fenomen cum a fost cazul barului colectiv. Numai atunci. În cazul de forță Doamne majore... Doamne ferește să mai apară o tragedie. În cazul de forță majoră, Mărăști este un exemplu. Când s-a trezit țăranul la simplu în cămașă, în plină iarnă, în fața neamțului îmbrăcat de sus până jos, a mers ori eu, ori el. Deci, în situații limită, poporul are altă atitudine. Dar așa, deocamdată, vom vedea. Unui fost președinte, dacă n-ajunge cuțitul în coastă și cuțitul la os, nu faci exact, nimic. Exact, exact așa. Exact așa. Înțelegeți? Vreau este trist. Este trist. Mă, eu nu vreau să demobilizez proprietarii de apartamente, nu, dar deocamdată să-i facem să înțeleagă. Deocamdată să se implice. Le-am cerut să se implice și le-am și propus soluții. Legea actuală, că trecem și la subiectul ăsta, legea 230 în vigoare cu instrucțiuni de aplicare 1588, hotărâre de guvern, spune foarte clar, în cazul în care o scară e nemulțumită de președintele asociației sau de toată asociația, 20% din proprietari au dreptul să ceară o adunare generală extraordinară. Bun, și să propună schimbarea conducerii. Avem sub 10 minute din această emisiune, după aceea vom avea subiecte neacoperite. Pascul. Deci, am propus aceasta. Și în proiectul de modificare a legii noi, care este pe tapet,
Păcat că eu vi-l pot da acum proiectul de lege, are 106 articole făcute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Sunt 106 articole foarte interesante, dar care au mers pe o schemă mai veche. Din 2011 a fost primul proiect. Am insistat ca să se schimbe clar modul de organizare a adunărilor generale, unde se constată cu tristețe că nu vin oamenii. Și articolul de lege spune clar, dacă la prima convocare nu au venit jumătate plus unu, se reconvoacă după o săptămână sau cel mult 10 zile. Și la a doua convocare, dacă au semnat toți de luat la cunoștință vizual pe un anunț pus pe casa scării sau înscris pe un tabel convocator, atunci se ține adunarea și cu 3 oameni. E nevoie de semnătura celor care sunt convocați sau efectiv afișarea. Dacă s-a afișat și a fost publică pe casa scării și n-a fost ruptă până în ziua aia, se presupune că s-au citit de către toți. Da. Deși sunt unele care sunt plecați în străinătate, apartamente nelocuite. Dacă nu au reacționat, dacă este dovada prima dată și a doua, a treia oră, eu pot să fac chiar și cu trei, oameni. Și ăștia trei membri care au interes să vină, ei își impun punctul lor de vedere în interesul propriu. Și este legal. Legea veche dă această posibilitate care am zis că este imorală. De ce să hotărască 3 pentru 100? Păi dacă nu vin? Păi pentru că nu vin. Dar aceste stări de lehamite și de dezinteres total, înțelegeți? Și atunci a spus, nu domnule, nu lăsăm la îndemâna celor 3 să hotărască ei pentru peste 100 de oameni sau să fie și 20 de oameni. Nu este moral. Și am spus, soluția propusă de noi este convocarea pe tabel colectiv, în care Oprea, Miclău și Căzonarul semnează, știe că în data de 12 avem întâlnire la postul noastră de radio, de televiziune. Și am venit. Înțelegeți? Semnând orograf tabelul, sunt obligat să particip. Bun. Dar, numai o clipă, dar dacă nu pot, că m-am îmbolnăvit, sunt la spital, am dreptul conform legii, este articol de lege și acum, să-l împuternicesc pe colegul meu Miclău și să mă reprezinte. Și împuternicirea este înregistrată în registrul de corespondență al asociației. Are ștampilă, tot în regulă. Și este legal. Deci adunarea poate fi cu reprezentanți sau cu membrii prezenți care să facă jumătate plus unul din membri. Bun, aș vrea să vă întreb ceva. Acești conducători de asociații, președinți de asociații, au cumva interese ascunse sau reprezintă interesele altora decât cei pe care ar trebui să-i ajute? Mi-ați luat ideea din gură. Așa este. Așa este. Dacă ce interese ar putea să fie? Vă spun imediat, dacă vă aduceți aminte, când am fost noi în iunie sau când am fost aici, am repetat problema asta. În sensul că au apărut băieții deștepți din energie, îi știți, afaceri mari. Au apărut băieți deștepți și la asociații. Spre exemplu, domnul Oprea nu își plătește 3 luni de zile cheltuielile comune. Da. Ajunge la o restanță și penalități aferente, normal. Fiecare restanță atrage penalități. Se presupune că aveți în buzunar 100 de lei, vă duceți la asociație și spuneți la administrator, vreau să tăiați o chitanță cu 3 sume. 50 de lei pentru cheltuielile lunii precedente, 30 de lei pentru restanțele aferente și consemnate și 20 de lei pentru penalitățile aferente restanțelor. Administratorul spune, nu, îți dau o singură chitanță și nu scriu nimic pe ea. Că așa vrea ea. Mușchii spun că așa vrea ea. După 4-6 de zile, cei 50 de lei care erau pentru cheltuielile lunii trecute, așa, după 4-6 de zile devine o nouă restanță prostogolită. Și aia produce alte penalități și tot așa mai departe. Și constatarea noastră tristă este, la foarte multe asociații s-a descoperit că regimul penalităților nu este respectat. Penalitățile se adună pentru a plăti la furnizor penalitățile aferente, nici de cum să-mi dau prime. Ce interes are doamna să nu-mi taie mie chitanța așa cum am cerut? Exact ce am spus eu, pentru că dacă scria acolo să deconteze 50 de lei pentru cheltuielile lui trecute, atunci nu mai erau penalități. Nu se rostogolea restanța pe luna trecută. Exact. Descărca 50 de lei pentru cheltuielile curente, 30 de lei descărca o parte din restanțe, le diminua și 20 de lei diminua parte de penalități. Luna viitoare veneam la fel și reduceam penalitățile și restanțele anterioare. Eu, ca simplu locatar, când constat acest lucru, ce pot să fac?
Puteți pe loc să-i cereți, aveți dreptul să cereți orice document la asociație. Și este obligată conducerea să vi-l prezinte. Bun, una este să fii obligat și alta să și reușești. Domnule vicepreședinte, se întâmplă așa ceva sau vorbim discuții? Da, se întâmplă. Un cetățean care este și vrea să se implice, într-adevăr, să nu fie păcălit, să fie corectă asociația cu el și el, dacă observă sau bănuiește că nu a fost corect, face această cerere către președinte și este obligat în termen de 7 zile după afișarea la lista cu cheltuieri să-i explice exact nemulțumirea lui. În cazul că președintele, cum a zis dumneavoastră, nu-i face această dorință, nu-i trimite, și dacă o face și cetățeanul, membru, tot consideră că răspunsul este nemulțumitor, în cadrul primăriei există un compartiment pentru coordonarea, îndrumarea asociațiilor de proprietari. Și controlul. Și controlul financiar. Ei, face către acest compartiment adresă și acest compartiment e obligat să verifice acel administrator și ceea ce dânsul a cerut dacă răspunsul este conform legilor. Și îi dă răspuns acest compartiment. Bun, dar trebuie neapărat să respectivii să se implice și să nu se lase la latitudinea. Pentru că am fost impresionat de faptul că sunteți foarte consecvenți și am senzația că vă luptați cu mările de vânt. Așa avem e. Mai puțin de 2 minute din această emisiune. Aș vrea să faceți un apel fiecare către cei pe care îi reprezentați să le spuneți ceea ce credeți că ar trebui spus. Vă rog. Eu personal îi rog pe toți proprietarii de apartamente din Deva și de peste tot, la orice nemulțumire care au față de conducerea lor, să reacționeze. Dacă problema este posibil de rezolvat pe forțe locale, trebuie să depună o cerere la conducerea asociației, o dublură la primărie sau la serviciul public locato sau direcția de asistență socială, cum se numește acum, și bineînțeles pentru el să sună în exemplar. Primăria prin serviciul public locato are datoria să rezolve această contestație. Și dacă asociația nu răspunde în termen, o poate sancționa. Noi, conducerea OAPL-ului, nu putem sancționa un administrator sau un președinte care încalcă regula. Cât de puternică este această uniune a asociațiilor? Ce competențe și ce putere aveți dumneavoastră ca un membru? Îndatorirea principală este să ascultăm toate plângerile asociațiilor prin președinte și administrator și ale fiecărui membru în parte. Domnule vicepreședinte, puteți să faceți ceva dumneavoastră ca vicepreședinte în legătură ca uniune. Cu... Ca uniune, da. Ca uniune. Noi ca uniune, după cum a spus colegul, noi primind aceste reclamații, nemulțumiri, atât a membrilor asociațiilor, cât și a comitetelor de asociație, noi suntem interfața între aceste asociații și unitățile publice sau instituțiile publice de care dânsii sunt nemulțumiți. Am înțeles. Din păcate trebuie să ne oprim. Dragii mei, ați auzit de aceste probleme foarte, foarte arzătoare și la ordinea zilei. Astăzi, domnul Miclăuș Petru, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor de Proprietari și Locatari DEVA, împreună cu domnul Căzănarul Leonida, secretar al aceeași asociații, Uniunii Asociațiilor de Proprietari, au fost aici și ne-au spus câteva lucruri. Să vedem, astăzi e prima zi în care domniile lor au depus un act către primărie, prefectură, Consiliul Local și Consiliul Județean, să vedem ce reacții vor fi. Eu sunt Adrian Oprea și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumesc și invitațiilor pentru prezența lor. Vă mulțumim și noi. Și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere! Să ne întâlnim după o lună. Poate primi răspunsul.